Cum arată un închinător adevărat? Încercăm să ne uităm la diferite perspective în luna aceasta ca să ne pregătim pentru un an nou ce ne stă înainte. Și perspectiva de astăzi are de-a face cu expresia Domnului Iisus, care poate produce pe alocuri poate chiar puțină confuzie. Închinarea în duh și în adevăr. Howard Hendricks numea închinarea ca fiind coarda pierdută a creștinismului. Coarda pierdută a creștinismului. Oare de ce? De ce o numește așa? Adevărul este că impulsul de a ne închina este universal. Fiecare om se închină la ceva sau la cineva, fără excepție. Fiecare ființă umană este un închinător în sine. Problema noastră cea mare este că ne închinăm muncii noastre de prea multe ori sau atunci când ne jucăm muncii din greu și deseori când ne închinăm, ne jucăm. Problema noastră este că ne închinăm muncii, muncim la joacă și ne jucăm la închinare. E bine, pasajul director privitor la închinarea în nou legământ este cel din Ioan, capitolul 4, relatat la întâlnirea dintre Iisus și femeia de la fântână. Undeva în mijlocul dialogului lor, Iisus face această foarte cunoscută, dar poate chiar ermetică afirmație, pe care o găsim în versetele 19 la 24. Haideți să ascultăm cuvintele Domnului Iisus în dialogul cu femeia. Femeia i-a zis: Domnule, văd că tu ești profet. Strămoșii noștri s-au închinat pe muntele acesta, iar voi spuneți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Iisus i-a răspuns: Crede-mă, femeie, că vine ceasul când nu vă veți mai închina Tatălui nici pe muntele acesta și nici în Ierusalim. Aceasta este o afirmație fulminantă, mai ales în contextul versetului care urmează. Iisus îi spune: voi vă închinați la ceea ce nu cunoașteți, noi ne închinăm la ceea ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Și totuși, nici la Ierusalim nu va mai fi închinarea în nou legământ. Și Iisus continuă: dar vine ceasul și acum a și venit, când adevărații închinători îi se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, căci astfel de închinători caută Tatăl. Dumnezeu este duh, iar cei care îi se închină trebuie să îi se închine în duh și în adevăr. Iisus face aici o afirmație radicală. El spune că va veni vremea când închinarea nu va mai aparține unui loc geografic și nici unui ritual religios rigid. Vine să ne spună că închinarea se va muta la alt nivel. Vine ceasul când nu vă veți mai închina nici pe muntele acestea și nici măcar în Ierusalim, ci în duh. Vine ceasul când vă veți închina în adevăr, în realitate, nu folosindu-vă de umbra unui ritual. Ne putem imagina ușor reacția celor care aud astfel de cuvinte sau a celor din vremea aceea care le-au auzit. Cum? De mii de ani ne închinăm astfel. Modul nostru de închinare a venit din cer, dat de Moise, scris în carte și organizat de milenii. Cum ne spui tu că nu ne mai închinăm nici la Ierusalim? O schimbare radicală de paradigmă. O schimbare din rădăcină care le dă întreaga lume peste cap. Evreilor. De ce le dă întreaga lume peste cap? Pentru că lucrurile erau atât de clare pentru ei. Erau cât se poate de simple, în teorie, și de clare. De exemplu, în Deuteronom, facem o mică călătorie în urmă, în Deuteronom 12, de la versetele 1 la 7, Moise rezumă actul închinării în trei puncte principale.
Și în acele 7 versete face 3 afirmații foarte importante, care rezumă tot ce înseamnă închinare la evrei, la poporul la care Iisus vine. Prima afirmație, găsim în primele 3 versete, închinarea adevărată începe cu distrugerea oricărei forme de idolatrie. Nimiciți tot ce înseamnă idolatrie în țara promisă. Înainte de a te închina Domnului, scoți afară toți dumnezeii din viața ta. Doi, a doua afirmație, închinarea adevărată trebuie să aibă loc în locul cerut de Dumnezeu. Versetele 4 și 5. Poporul trebuie să stea lipit de cortul întâlnirii. Acela este locul de închinare și nu altul. Să fim atenți, nu se specifică locul geografic. Nu este vorba de Ierusalim, cum am crede la prima vedere. Să nu uităm că locul cortului a fost prima dată la Shilo, apoi la Kiriat Iarim și abia mai apoi la Ierusalim. Nu locul geografic era de primă importanță, ci prezența chivotului, adică a lui Dumnezeu. Închinarea adevărată, era foarte clar pentru evrei, trebuie să aibă loc în locul cerut de Dumnezeu, adică acolo unde este prezent chivotul, în cortul întâlnirii. Și a treia afirmație rezumativă în Deuteronom 12, făcută de Moise, este aceasta. Închinarea adevărată trebuie să aibă loc în termenii ceruți de Dumnezeu. Adică toate arderile de tot, jertfele, zeciuielele, contribuțiile mâinilor voastre pentru împlinirea jurămintelor, darurile de bunăvoie și întâi născuți din turme și cirez, le aduceți Domnului. Și apoi continuă, în prezența Domnului să mâncați și să vă bucurați împreună cu familiile voastre de orice realizare a mâinilor voastre, cu care Domnul Dumnezeul vostru vă va fi binecuvântat. Lucrurile erau atât de clare în ce privește închinarea. Și dintr-o dată tu vii să ne spui că nici acolo, nici acolo, răstorn tot sistemul nostru? De ce erau aceste condiții așa de restrictive atunci acolo? Odată contextul cultural ne explică. Israeliții abia ieșiți din Egipt, o țară cu mulți dumnezei, pentru fiecare aspect al vieții, urmau să intre în Canaan, o țară cu dumnezei mai feroce și mai aberanți. Așa că atunci când Dumnezeu le cere să se închine, să creadă doar în El, sau să creadă în El, nu părea ceva foarte greu. Ar fi fost doar un Dumnezeu adăugat altora. Tocmai de aceea Dumnezeu le spune, nimiciți orice altă formă de închinare. Nimiciți tot ceea ce ține de închinare la alți zei. Nu mă puteți amesteca cu alții, de aceea restrictiv. Apoi scopul didactic ne răspunde la întrebarea, de ce era așa de restrictiv totul? Impunându-le un singur loc de închinare, Dumnezeu voia să-i ajute să se lasă de practicile idolatre cu care erau obișnuiți și să păstreze unitatea religioasă a poporului. Rolul cortului în Israel era realizarea focalizării pe misiunea mondială a poporului Israel. Toată lumea se uită într-un singur loc, suntem focalizați. Asta trebuie să pricepeți ca popor, un scop didactic. Și apoi, de ce așa restrictiv? Răspunsul îmi dă și scopul profetic al închinării. Întreg sistemul de închinare era o paradigmă, adică o umbră a unei realități viitoare. Îl prefigurau pe Iisus. Toate actele de închinare sunt o prefigurare a lui Iisus, care urmează să vină, să se îndeplinească acestea în El însuși. Găsim aceasta explicată în Evrei, capitolul 9. Iar când poporul va vedea pe Iisus împlinindu-le, va face paralelele, să-L poată recunoaște mai ușor. De aceea, condițiile închinării în Vechiul Legământ erau așa de restrictive. Ne uităm la modelul din Deuteronom 12 și prea mulți astăzi avem tendința să tragem o linie directă între modelul Vechi Testamental și Biserică. Deși, după ce începem să o tragem, începem să simțim un deranj. Da, putem spune, locul de întâlnire este clădirea bisericii. Și asta e convenabil până la un moment dat. Dar apoi când tragem celelalte analogii directe, începem să simțim un disconfort. Ne speriem de zeciuieli. Ne speriem de mese îmbelșugate. De petrecere. De băutură, de dansuri. De bucuria manifestată înaintea Domnului. Și atunci facem modificările culturale necesare. Vorba vine. E bine, Iisus ne afirmă foarte clar, în nou legământ, închinarea este în duh și în adevăr. Și când auzim o astfel de afirmație radicală, când vedem cuvântul duh lipit de închinare, de exemplu închinarea în duh, sau lipit de rugăciune, rugăciunea în duhul,
sau de vorbire, vorbirea în Duhul, în limbi, am fost formatați să ne gândim în mod automat la niște stări supranaturale, la niște, un soi de beție a emoțiilor, la senzații extatice, că în Duhul e ceva acolo misterios. Haideți să încercăm să explicăm ce înseamnă Duhul în Duhul, închinarea prin Duhul și apoi în adevăr. Ce se însemne aceasta? Versetul 24 din textul citit ne ajută în explicație. Și versetul spune două lucruri. Dumnezeu este Duh, iar cei ce îi se închină, trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. Ce înseamnă cuvântul Duh? Duh înseamnă o realitate invizibilă și imaterială. A spune că Dumnezeu este Duh înseamnă a spune că Dumnezeu nu are un corp fizic și a spune că El este invizibil. Dumnezeu este Duh, asta ne învață. Nu are un corp fizic, El este invizibil, este o realitate invizibilă și nu prinsă de materie, imaterială. Chiar dacă Dumnezeu este Duh, nu materie, Duhul lui Dumnezeu se poate manifesta în forma auditivă, vizibilă și chiar în forma umană, Îngerul Domnului, teofaniile pe care le întâlnim în Sfânta Scriptură. Dumnezeu este Duh, de aici pleacă întreaga argumentare. Și apoi facem un pas mai departe ca să înțelegem până la urmă ce înseamnă închinarea în Duh și în adevăr. Dumnezeu este Duh, dar ce este omul? În ce privește ființa umană, Biblia ne învață că omul este compus din trup și Duh. Astfel, în 1 Corinteni 6:20 spune așa textul Scripturii, căci ați fost cumpărați cu un preț, glorificați-L deci pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Dar de asemenea, mai găsim încă o afirmație care pare că ne încurcă puțin, că ființa umană este compusă din trup, suflet și Duh. Și aceasta o găsim în 1 Tesaloniceni 5:23, unde spune textul, însuși Dumnezeul păcii să vă sfințească în toate, iar Duhul, sufletul și trupul vostru să fie păzite, întregi, fără vină, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Și de aici o întreagă dezbatere. Păi bine, până la urmă omul este trup și Duh sau trup, suflet și Duh? Este o dihotomie sau trihotomie în termenii de specialitate? Haideți să lămurim foarte repede lucrul acesta ca să putem merge liniștiți înainte. În mod cert, Dumnezeu a creat omul ca o îmbinare între material și imaterial, între elemente fizice și spirituale. Componenta materială a ființei umane este tangibilă și temporară, trupul fizic. Componenta imaterială a omului, a ființei umane, este intangibilă. Suflet, duh, intelect, conștiință, minte, emoții și lista continuă, lucruri care nu se văd, sunt imateriale, dar sunt partea ființei noastre. Așa că Dumnezeu le-a îmbinat pe cele două, un element material, corpul, și un element imaterial, duhul. Și acum, textele sunt în fața noastră și sunt multe discuții în ce le privește. Cum le putem explica? Cum le putem pune la oaltă ca să putem continua și să înțelegem ce înseamnă închinarea în Duh și în adevăr? Dacă mergem pe varianta dihotomiei, a omul este trup și Duh, atunci aceasta este explicat în felul următor. Sunt două variante până la urmă la dihotomie. Ființa umană este compusă din trup și Duh, care împreună formează un suflet viu, o persoană. Și găsim o grămadă de texte în Scriptură care ne-ar sugerea o astfel de explicație. Trupul și Duhul împreună formează un suflet viu, care conține atât trupul, partea materială, cât și partea imaterială a ființei umane. O altă explicație, tot conform Scripturii până la urmă, a dihotomiei, este următoarea. Cuvântul Duh și suflet sunt sinonime. Adică același înțeles pentru ambele cuvinte. Și argumentul este că cele două cuvinte sunt folosite deseori interschimbabil. Și vedem textele din Scriptură unde apar așa. Duh și suflet par a fi același cuvânt, având același înțeles, doar cuvintele sunt diferite. Ele fiind sinonime. Iată o altă explicație a dihotomiei. Apoi mai este varianta trihotomiei, trup, suflet și duh. Și adepții acestei variante, bazați pe 1 Tesaloniceni 5:23 și pe Evrei 4:12, sunt două exprimări care par că diferențiază sufletul de duh și par a fi totuși trei. Nu intrăm în mai multe detalii de atât. Am vrut doar să fim conștienți de cum se pune problema.
Problema cu trihotomia ar putea fi următoarea. Dacă urmărești aceeași hermeneutică din 1 Tesaloniceni 5:23, cu trup, suflet și duh, ne încurcăm puțin pentru că am putea sări apoi la o trihotomie, la o tetrahotomie. Când citim Marcu 12:30, unde spune așa textul: să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată puterea ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Pe atunci sunt patru elemente, patru componente ale ființei umane, sau câte ori fi. Ei bine, cei care le plac conceptele abstracte și discuțiile filozofico-teologice pot aprofunda subiectul. Părerea mea este că o abordare dogmatică în subiectul acesta este lipsită de înțelepciune. De-a lungul secolelor, subiectul a rămas nerezolvat. Trebuie totuși să facem o singură mențiune, o atenționare poate fi binevenită. Varianta trihotomică deschide calea unor posibile erezii. De exemplu, Dumnezeu poate șunta, evita sufletul, intelectul nostru, partea imaterială, sufletul nostru, îl poate evita și comunica direct cu Duhul nostru. Dacă credem că suntem trei componente, Dumnezeu poate lăsa sufletul deoparte și să comunice cu Duhul nostru. Aceasta conduce la un misticism irațional, care poate fi periculos și poate submina autoritatea Scripturii. Dumnezeu mi-a vorbit, indiferent de ce zice Scriptura. Poate chiar în contradicție cu Scriptura. Asta este un prim posibil pericol. Și al doilea posibil pericol este posesiunea multiplă. Învățătura că credinciosul plin de Duhul Sfânt poate fi și posedat demonic. Adică una dintre cele două entități imateriale, sufletul sau Duhul, poate fi locuit de Duhul Sfânt, iar cealaltă poate fi posedată demonic. Și auzim asta destul de des în jurul nostru. O astfel de învățătură este problematică pentru că nu găsim niciun indiciu biblic cum că cei locuiți de Duhul Sfânt pot fi simultan posedați și de duhuri rele. Mă vedeți? Când intri într-un stufăriș de felul acesta, foarte ușor deschide calea spre posibile erezii. Ei bine, indiferent pe ce poziție ne-am situat, de interes pentru argumentarea noastră este acceptarea faptului că Duhul omului, asemenea Duhului lui Dumnezeu, este tot o realitate invizibilă și imaterială, dar care se poate manifesta în forme auditive, vizibile și materiale. Rezultă de aici că atunci când Iisus spune că să ne închinăm, ne îndeamnă să ne închinăm în Duh, că închinarea va deveni în Duh, El se referă la acea atitudine lăuntrică a inimii, invizibilă și imaterială. Atitudine care, da, se poate manifesta coerent în forme auditive, vizuale și faptice. În niciun caz închinarea în Duh nu înseamnă o eliberare de rațiune, un paroxism emoțional, o trăire psihosenzorială. Biblia menționează astfel de comportament la preoții lui Baal din vremea lui Ilie, care aiurau și bolboroseau tot felul de cuvinte neînțelese. Nu vreau să spun că actul închinării este lipsit de emoție sau de sentimente, nu spun asta. Ci spun doar că închinarea în Duh nu înseamnă o ieșire din rațiune, o ieșire din umanitate. Deci închinarea în Duh se referă la acea atitudine lăuntrică a inimii, nici pe muntele acela, nici pe muntele acesta, ci în lăuntrul tău, într-un mod coerent. O atitudine lăuntrică care se manifestă în mai multe feluri, într-un mod coerent. Iar în ce privește închinarea în adevăr, când Iisus spune că trebuie să ne închinăm în adevăr, El sugerează că poate exista și o închinare falsă, o închinare în fals, o închinare greșită. El spune adevărații închinători, deci pot fi și închinători falși, derutați, ignoranți, care se închină în afara adevărului. Eu nu spun că acești închinători sunt nesinceri, nu despre asta vorbim, ei pot fi foarte sinceri în închinarea lor, dar greșiți. Pentru că sinceritatea nu este în mod logic sau obligatoriu legată de adevăr. Cum am mai spus-o, poți să fii sincer și foarte greșit și poți să fii sincer și foarte corect în ceea ce faci. O închinare falsă poate exista. Și atunci, închinarea în adevăr trebuie să aibă loc în termenii stabiliți de Dumnezeu, în adevărul Lui, în realitatea aceea.
Închinarea în adevăr trebuie făcută sau are loc în termenii stabiliți de Dumnezeu. E bine, până acum am despărțit închinarea în duc și de închinarea de adevăr din motive didactice, dar ele sunt un cuplet de nedespărțit. Nu merge una fără alta, închinare în duc și în adevăr. Și acum să facem un pas mai departe și mai practic. Deci cum trebuie înțeleasă închinarea în duc și în adevăr? Închinarea în duc și în adevăr se referă la atitudinea lăuntrică de mulțumire și recunoștință față de Dumnezeu, manifestată în termenii stabiliți de El. Dacă legea mozaică promova o închinare în ritual și adevăr, unde locul cerut era cortul, azi Iisus este cortul, nu clădirile în care biserica se adună în diferite localități. Și în trecut, evreii erau conștienți, sau ar fi trebuit să fie conștienți, că nu locul geografic, că nu cortul cuprinde pe Dumnezeu. De exemplu, în Isaia, Dumnezeu întreabă: cerul este scaunul meu de domnie și pământul este așternutul picioarelor mele. Ce casă ați putea voi să-mi zidiți și ce loc mi-ați putea da voi ca locuință? Solomon recunoaște aceasta când construiește extraordinarul templu. Cerurile și cerurile cerurilor nu pot să-l cuprindă, cu cât mai puțin casa pe care ți-am zidit-o. Iar mai târziu Iisus face afirmația că El este templul. Cortul a devenit templul, templul a fost înlocuit de templul venit din cer, Iisus. Locul de întâlnire al omului cu Dumnezeu, în nou legământ, este persoana lui Iisus Hristos. El a devenit adevăratul și unicul loc de închinare. Am încercat să definim până acum ce înseamnă închinarea în duh și în adevăr. Haideți să încercăm câteva aplicații concrete. Cum se îmbină cele două în închinarea pe care Dumnezeu o așteaptă? Iată câteva aplicații. 1. Închinarea în duh și în adevăr înseamnă a căuta să placi Domnului. Dacă închinarea în duh și în adevăr am definit-o ca fiind o atitudine lăuntrică de mulțumire, de recunoștință față de Dumnezeu, manifestată în termeni stabiliți de El, închinarea în duh și în adevăr înseamnă a căuta să placi Domnului. Unul din darurile cele mai mari date de Dumnezeu oamenilor este capacitatea de a simți plăcerea. El ne-a înzestrat cu 5 simțuri pentru a putea experimenta viața, nu doar a o îndura. Dumnezeu a inventat plăcerea. Ne-a înzestrat cu simțuri ca să ne putem bucura, ca să ne placă lucruri, ca să ne plăcem unii pe alții, ca să-i plăcem Lui. E bine, deseori uităm că și Dumnezeu are sentimente. El sufere, se mânie, are milă, se întristează, este bucuros, iubește, se desfată și chiar râde, ne spune Scriptura. Închinarea în duh și în adevăr, în mod concret, înseamnă a căuta să placi Domnului. Poate nu ai ajuns să faci lucruri dezgustătoare înaintea lui Dumnezeu. Poate nu ai ajuns. Dar atenție! Nu trebuie neapărat să faci ceva rău pentru a-ți pierde închinarea. Este suficient să te complaci în gânduri nepotrivite, dușmănoase, invidioase. Întreținându-le, acestea se vor transforma în sentimente, emoții rele și apoi în fapte rele. Așa că fă din gândurile tale un sanctuar în care Dumnezeu să poată locui cu plăcere. Vrei să te închini în duh și în adevăr? Caută să placi Domnului. În Evrei 12:28 apare o afirmație interesantă a autorului scrisorii: fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina. Ascultați, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică. Starea lăuntrică de mulțumire, de recunoștință, este o închinare plăcută. O inimă mulțumitoare se formează prin practicarea igienei mentale, a gândurilor și prin numărarea binecuvântărilor. Doamne, câte mi-ai dat! Și asta se transformă inima într-un loc de mulțumire care te împinge să cauți să placi Domnului. Închinarea în duh și în adevăr trebuie să fie autentică. O închinare veritabilă și din inimă. Închinarea nu este inerție, ci reflecție izvorâtă din recunoștință, spunea Teo duminica trecută. Nu este inerție, nu este un ritual pe care îl car cu tine, un mecanism pe care îl faci în fiecare zi. Este reflecție izvorâtă din recunoștință.
O reflecție care conține câteva lucruri. De exemplu, admirație. Poți admira pe cineva fără să-i te închini, dar nu-i te poți închina fără să-l admiri. Nu te poți închina lui Dumnezeu, lui Iisus, fără să-l admiri mai întâi. Wow! Întrebarea practică este, îl admir pe Dumnezeu? Ești mândru de El? Ai reflectat vreodată la aspectul acesta? Îl admir pe Dumnezeu? Reflecția aceasta mai conține respect. Poți respecta pe cineva fără să-i te închini, dar nu te poți închina fără să-l respecti. Cum să-i te închini cuiva când tu nu-l respecti, tu-l disprețuiești, n-ai cum să-i te închini? Ai un simțământ al reverenței la adresa lui? Ești atent înaintea lui? Nu te poți închina fără să-l respecti? Reflecția aceasta mai conține și iubire, dacă vreți. Poți iubi pe cineva fără să-i te închini, dar nu-i te poți închina fără să-l iubești, orice ai face. Dacă nu-l iubești pe cineva, nu ți-i drag, nu simți nevoia să fii cu el, cum să-i te închini? Îl iubești? Este întrebarea practică pe care noi putem pune. Îmi este drag? Îmi place în prezența lui? Găsesc niște momente în care să stau conectat pe El, cu El, împreună cu El. În al treilea rând, închinarea în Duh și în adevăr trebuie să fie cu mintea trează. Prea mulți asociază, cum am spus, închinarea în Duhul cu obeția rațiunii, cu ieșirea din minți, cu stări emoționale incontrolabile. Acestea ți le dau drogurile, ciupercile, nu închinarea. Faptul că Dumnezeu este Duh nu înseamnă că Dumnezeu a dat pauză rațiunii sale, că și-a ieșit din minți, care parte de stări emoționale incontrolabile, că Dumnezeu este pe ciuperci. Simțiți blasfemia cum sună? Simțiți emoția ce ne dă astfel de afirmație, cum că Dumnezeu ar fi pe ciuperci? Faptul că Dumnezeu este Duh nu înseamnă că și-a pierdut mintea, trează, înțelegerea, rațiunea, gândirea. Și atunci închinarea în Duh nu trebuie să însemne că ți le-ai pierdut pe toate astea? Și atunci mă întreb, de ce căutăm uneori nebunește tot felul de stări de extaz? Ni le prelucrăm, ni le fabricăm ca să avem o senzație de relație autentică. Wow, ce-am trăit! Da, pot fi astfel de momente, dar lăsați-le naturale. Închinarea plăcută lui Dumnezeu trebuie să fie ancorată în adevăr, nu în opiniile sau în plăcerile noastre. Dacă mintea noastră nu e trează, închinarea e falsă. Astfel, de ce porunca nu vă îmbătați de vin? Aceasta este o destrăbălare și dimpotrivă fiți plini de Duh. Pentru că îmbătarea de vin îți fură rațiunea, îți strică mintea, te scoate din funcționarea normală a corpului. De ce să nu ne îmbătăm de vin? Ce ar fi așa mare lucru? Asta ar fi. Dumnezeu ne vrea cu mintea trează tot timpul. Și atunci, de ce închinarea în Duhul ar trebui să fie ceva? Stări psihosenzoriale. Nu spun că închinarea este lipsită de emoții, repet, de sentimente, ci spun că emoțiile aferente închinării sunt bazate pe rațiune, sunt cu mintea trează. Putem fi plini de emoții și uneori suntem în momentele noastre de închinare. Uneori suntem și suntem umpluți de emoții nemaipomenite, dar suntem cu mintea trează. Ele sunt generate de ceea ce am înțeles despre El. Nu suntem răpiți de ceva și noi nu mai știm de noi și ne manifestăm în moduri jenante uneori în anumite cercuri. Închinarea nu este o senzație, spunea Teo, ci o dispoziție care îți ordonează viața. Nu este o senzație pe care o cauți, ci o dispoziție, o chestie clară, izvorâtă dintr-o minte trează. 4. Închinarea în Duh și în adevăr trebuie să fie practică. Roman 12:1.
Am auzit textul data trecută. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă a Duhului, o slujbă duhovnicească. Asta este o închinare în Duhul. Să vă duceți trupurile voastre ca o jertfă vie. Lăsați să se manifeste Duhul invizibil și imaterial prin forme auditive, vizibile, fizice, materiale. Rugăciunea, cântarea, mărturia pe care o aduce aproape lui tău, comportamentul tău, slujirea, generozitatea, sunt acte, unele auditive, altele vizibile, altele materiale, fizice. Închinarea plăcută lui Dumnezeu nu cultivă pasivitatea. O închinare în duș și în adevăr este practică, ea face ceva. Și pentru că nu este nimic să tragi, nu e nimic greșit să tragi niște analogii directe sau să extragi niște principii din adevărurile vechi testamentale, vorbind de închinarea practică, cum am putea aduce în pragul nostru Deuteronom 12, jertfele, actele noastre de slujire, în fel și chip. Zeciuielile de acolo sunt actele noastre de generozitate de astăzi, închinarea prin ceea ce am primit. Darurile de acolo sunt actele de ajutorare, purtarea de grijă pentru alții, întâi născuți din Deuteronom 12, aduși ca închinare. Sunt dedicarea personală cu ceea ce avem mai drag. Erau întâi născuți din turmele și cirezele lor. Este primul rod. Și zici, wow, e al meu, nu e al tău. Vino înaintea lui cu ceea ce ai mai drag. Iată, închinări practice, mâncare și bucurie înaintea Domnului împreună cu familia în Deuteronom 12. Ce înseamnă astăzi? Înseamnă serviciul divin. Înseamnă conectare, înseamnă comuniune, înseamnă cântare, înseamnă voie bună, înseamnă conversații împreună cu familia mică și cu familia mare. Analogiile se pot regăsi. Să le ducem până la capăt. Și 5. Închinarea în duh și în adevăr se practică și în comunitate. Atât la serviciul divin, cât și la orice alt eveniment al bisericii. Și pentru că închinării comunitare acordăm un loc special, altfel de ce venim la biserică cu micul mare săptămânal? Haideți să vedem poate câteva sugestii practice despre cum am putea să ne apropiem de Dumnezeu la serviciul divin pentru a experimenta o închinare autentică în duh și în adevăr. Iată câteva sugestii practice, sunt doar sugestii. Verifică-l dacă funcționează sau nu. Câteva sugestii practice pentru închinarea, pentru pregătirea, pentru închinarea comunitară, ca să ne bucurăm de ea, dacă tot stăm împreună timpul acesta. Întâi trăiește întreaga săptămână ca un fiu al lui Dumnezeu, împlinindu-i cuvântul. Astfel vei scutit de povara vinovăției și de zidul de despărțire dintre tine și Dumnezeu, care îi ascunde fața și îl împiedică să te asculte, ne spune prorocul Isaia. Nu poți trăi dus de natura ta păcătoasă și închina lui Dumnezeu în același timp. Dacă nu te poți închina lui Dumnezeu 7 zile pe săptămână, atunci nu te poți închina nici o zi pe săptămână. O altă sugestie, începe orientarea inimii spre Dumnezeu începând de sâmbătă seara. Închide, eu știu, televizorul, computerul la un moment dat și începe să te gândești la ziua următoare. Adu-ți frământările înaintea lui Dumnezeu, cerându-i să-ți vorbească, să te umple cu bucuria prezenței sale. Doamne, mâine ne întâlnim cu toții, spunem ceva special. Începe să-ți orientezi inima pentru a doua zi, pentru întâlnirea comunitară. Pentru că atunci când n-ai o țintă în față, nu te poți aștepta să o nimerești. O altă sugestie, mergi la culcare la o oră rezonabilă. Unii se târăsc la biserică, morți de oboseală. Când petreci până târziu spre dimineață, înseamnă oboseala la serviciul divin. Prospețimea fizică, oricine ce-ar zice, ușurează focalizarea, pregătește urechea să audă și inima să ia aminte. Altfel, ești o moluscă pe scaun. Mergi la culcare lor rezonabilă, urmează să te întâlnești cu familia cea mare. Trezește-te duminică dimineața,
ceva mai devreme. O altă sugestie. Ca să nu fii presat de timp și să ajungi agitat la biserică și să nu-ți găsești loc, să te nervezi în trafic, să nu știi unde să-ți parchezi mașina, să nu mai ai loc unde să șezi. Trezește-te de ceva mai devreme și pregătește-te. Ai ajuns la biserică. O altă sugestie practică. Caută-L pe Dumnezeu imediat ce intri în biserică. Gândește că Dumnezeu este aici ca să-ți vorbească și așteaptă-L. Intră în sanctuar cu 10-15 minute mai devreme, închide-ți telefonul, nu știu, fă cunoștință cu oamenii prezenți. Mai cunoaște pe cineva, mai schimbă o vorbă cu cineva. Înalță-ți inima în adorare, contemple bunătatea, trece în revistă momentele săptămânii trecute. Adu-i în rugăciune înaintea feței lui Dumnezeu pe cel care va vorbi din cuvânt, pe echipa de închinare, ei vor urma să-L apropie pe Dumnezeu de tine. Dă libertate, dă-le libertate în Duhul tău să vorbească și să cânte cu îndrăzneală. Privește în jurul tău până când vei zări pe cineva care are nevoie de mijlocirea ta. Încercați odată să faceți lucrul acesta. Să vă uitați în stânga și în dreapta, poate să ați liniștiți pe scaun. Ați vorbit, v-ați gândit, ați reflectat. Și uitați-vă la oamenii care intră, la cei din familia noastră până la urmă. Uitați-vă la ei. Și aproape fără excepție, Dumnezeu îți atrage atenția cu privire la o persoană și simți că ar trebui să te rogi pentru ea. Nu știi ce, dar ceva îți spune. Mijlocește pentru el. Lasă-l pe Duhul Sfânt să spună pe inimă un om sau un altul. Vei ști. Poartă-l în rugăciune. Cine știe ce poveri duce în spate? Cine știe? Și apoi, începe închinarea. Participă la închinare. Nu consuma închinarea. Întrebarea nu trebuie să fie cu ce m-am ales astăzi, ci cum m-am implicat astăzi, cum m-am purtat. Am spus-o de atâtea ori, închinarea nu este ceea ce iei din serviciul divin, ci ceea ce dai în el, ceea ce pui în el. Venim aici să punem șase, să dăm Domnului șase lucruri absolut personale, care vin totalmente de la noi, fără să le fi primit de la El mai dinainte. Și mi se pare o responsabilitate nemaipomenită. Adică eu pot să vin aici să dau Domnului șase lucruri pe care nu le-am primit de la El dinainte. Wow, care sunt alea? Haideți să le și practicăm într-un minut. Vin să dau Domnului adorarea mea. Vrem să știe că îl iubim. Doamne, te iubesc. Te ador. Faci o declarație aici, în inima ta. Pentru că închinarea e în duh. Și în adevăr, aducem adorarea noastră. Este decizia ta dacă vrei să aduci sau nu. Aducem recunoștința noastră. Ești aici ca să spui, Doamne, îți mulțumesc. Venim să-i aducem mărturisirea noastră. Doamne, iartă-mă! Iartă-mă! Și Tu știi de ce îți zic asta, Doamne? Știm ce am făcut în săptămâna de dinainte. Venim să aducem mijlocirea noastră. Doamne, te rog pentru alții, te rog pentru copiii mei, te rog pentru soțul meu, te rog pe soția mea, te rog pentru vecini, prieteni, părinți. Mijlocirea pentru alții, o aducem noi înaintea Lui. Doamne, te rog pentru alții. Apoi venim să aducem cererile noastre. Doamne, te rog pentru mine. Doamne, dăm, Doamne, făm, Doamne, ajută-mă. Cererile noastre. Și apoi mai dăm Domnului aici dedicarea noastră. Doamne, sunt la dispoziția Ta, plec de aici încercând să schimb ceva, încercând să fac ceva, încercând să mă închin în cel mai practic mod posibil. Bun. Dar ce faci că nu ești în dispoziția adecvată închinării? Nu ești în dispoziția aia. Nu ești în apele tale. Ai venit aici. Ce faci? Păi atunci aduci o jertfă de închinare. Poate ești dezamăgit de oamenii de aici sau poate chiar de oamenii din față. Dar oricum deja ești aici, la închinare. Așa că adu o jertfă. Un soi de, Doamne, nu sunt în dispoziția de a mă închina, dar doresc să-ți ofer acest timp, îți aparține ție.
mă desprind de resentimentele mele, de lipsa mea de chef. Doamne, oricum sunt aici. Îți aparțin și te ascult. Astfel, pregătindu-ne astfel, închinarea începe cu așteptare sfântă și se încheie cu o supunere sfântă. Pentru că profunzimea comuniunii cu Dumnezeu din timpul serviciului este direct proporțională cu pregătirea ei. Problema noastră este că de cele mai multe ori ne pregătim foarte puțin spre deloc pentru întâlnirea cu El. Și atunci îl întâlnim în aceeași măsură, puțin spre deloc. Pentru că o închinare la mâna a doua nu poate crea o experiență de mâna întâi. N-are cum. O închinare superficială, nepregătită, nu poate produce o experiență profundă, intensă. Și tocmai de aceea, în final, Iisus schimbă paradigma închinării și o rezumă la o închinare în duh și în adevăr. O închinare care ne este la îndemână. Închinarea, deci, în concluzie, în duh și în adevăr, te responsabilizează să-ți pregătești atitudinea lăuntrică de mulțumire și recunoștință față de Dumnezeu și să-ți o manifesti în termenii stabiliți de El. Vă invit să plecați capul și să stăm acolo în noi înșine. Suntem noi, sunt eu și Iisus. Haideți să lăsăm, să dăm voie Duhului nostru să audă ceva. Să dăm voie Duhului nostru să audă ceea ce încearcă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne spună. Poate unii vrem să plecăm de aici cu gândul pregătirii închinării. Să plecăm de aici responsabilizându-ne. În ce privește închinarea. Să ia deciziile de a merge și a trăi săptămâna care urmează așa cum așteaptă Dumnezeu, așa cum îi place Lui. Închinarea în duh și în adevăr este la îndemâna fiecarei ființe umane. Te închini în duh în adevăr, pregătindu-ți atitudinea lăuntrică de mulțumire și recunoștință pe care ți-o manifesti în termenii stabiliți de El. Dumnezeu să ne ajute!